Polițiștii de frontieră de la punctul de trecere de la porțile de fier 1 au confiscat 300 de litri de alcool de la un cetățean sârb. Acesta încerca să introducă marfa ilegală în România, el declarând că transportă motorină. Cetățeanul sârb, în vârstă de 48 de ani, domiciliat în Serbia, s-a prezentat sâmbătă după amiază în vama porțile de fier pentru a intra în România, conducând un autoturism înmatriculat în Austria. La controlul de frontieră, cetățeanul sârb a declarat inspectorului Vamal, în prezența polițistului de frontieră, că transportă motorină. În urma controlului fizic al autoturismului și al remorcii acestuia, echipa comună, formată din inspectorii Vamal și polițiștii de frontieră, au descoperit în porbagajul autoturismului și remorca acestuia cantitate de 300 de litri de alcool produs în Serbia și 60 de pachete de de țigări. Se arată în comunicat. Cetățeanul sârb nu a declarat alcoolul și țigările și a început să le sustragă de la controlul VAMAL. Alcoolul și țigările, în valoare de aproape 10.000 de lei, au fost confiscate de biroul VAMAL, porțile de fier 1, iar bărbatul a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 3.000 de lei.